can't buy your love, don't even wanna try. Sometimes the truth will make you happy. I'm not gonna lie, but don't ever question if my heart beats only for you, 'cause it beats only for you. I know I'm far from perfect, nothing like your words. I can't grant you any wishes, I won't promise you the stars. But don't ever question if my heart beats only for you, 'cause it beats only for you. Mulțumesc, colegi! Băi, ăștia sunt colegi adevărați! Aplauze pentru colegii mei! Dar eu te cunosc pe tine! Și eu te cunosc pe tine! De unde vă cunoașteți? Din parc! Din parc? Cum te cheamă frumoasă? Mă numesc Adriana Simionescu. Ce-ți spune Adriana Simionescu? Un nume în care se poate mândri cu faptul că ești Regina Brânciu. Adriana Simionescu. Nici nu mă interesează. Are o soră foarte frumoasă, o cheamă Carmen. Carmen? Aha. Carmen. Și un tată celebru. Și cântă o piesă domino. A cântat o piesă domino. Și un tată pe care îl cunoști. Foarte bine. Îl cunosc pe tatăl tău? Nu știu dacă personal. Se cunosc personal? Cred că da. Atunci rușine să-ți fie, că nu știi numele de familie. Cine e tatăl tău? Iartă-mă. Tatăl meu este Adrian Minune. Dincolo de tatăl tău, vreau să te întreb pe tine, draga mea, cum te-ai gândit să vii la Vocea României? Am vrut să arăt lumii că premiile mele, lucrurile pe care le-am făcut, au fost făcute de mine și nu de numele lui. Eu aș vrea să-ți mulțumesc pentru faptul că tu consideri Vocea României locul în care este fără discuții faptul că ascensiunea unui concurent nu ține decât de evoluția lui și în niciun caz de jocuri de culise și așa mai departe. Exact. Bravo, bine zis, Tudor. Bravo. Întotdeauna lumea de acasă crede că noi suntem niște păpuși în niște scaune care am putea să acceptăm diverse manevre de culise vis-a-vis de ascensiunea unuia sau altuia dintre concurenți. Și mă bucur că vine un tânăr ca tine care spune: am venit la Vocea României ca să scap de povara tuturor comentariilor care vin să spună despre mine că nu sunt produsul muncii mele, ci produsul relațiilor tatălui meu. Știu ce înseamnă să duci povara unui nume. Te admir pentru dorința ta de a demonstra lucrul ăsta și îmi pare foarte bine că Horia s-a întors. Și îmi pare foarte bine că s-a întors Horia. Te cred și vă doresc mult succes împreună. Bravo! Da, eu am simțit că pentru Brânciu e cântat. Am simțit bine? Da. Am simțit bine, mai, da. Vino să te pupe. Vă rog frumos, n-aveți cum. Să te pupe, simt, tata, mă, pe barba. Eu simt, da, lucrurile, mă, astea. Da. Am simțit, deci mi-a plăcut mult cum ai cântat. Pe vreau de altă parte, eu vreau că n-am nicio șansă. Vreau să-mi dau mie încrederea ca să pot merge mai departe în show-ul ăsta, că dacă ne-am fi întors toți, n-ar fi mers la Brânciu în echipă. Nu, vorbesc serios. Te rog frumos, chiar răspunde la întrebarea asta. Răspunde la întrebarea asta. Ține și de cum am fi putut să o convingem. Răspunde la întrebarea asta. Eu apreciez sinceritatea, să știi. Da, mereu mi-am dorit să ajung la Chirilă în echipă. Da. Dar
Am ales, întotdeauna am spus că dacă ajung aici o să-l aleg pe Brânciu. Mamă, ce bine că nu m-am întors, mă făceam de rahat. Stai mă liniștit. Mulțumesc foarte mult că m-ai ales. Destinul a ales. Dino încoace 16 ani. Aoleu, 16 ani. Domnișoara Simionescu, care ulterior am aflat că este fica lui Adrian Minune, a intrat pe frecvența mea. Și într-adevăr, are o voce mare. Ea cred că a așteptat un om ca mine, știi? Care să, cu care să vorbească pe înderete. Băi, ce să fac? Cum să transmit o melodie?